Bună seara, bun regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm știrile zilei. Stimați telespectatori dumneavoastră, ca de fiecare dată, sunteți invitați să vă spuneți punctul de vedere. Profitați de disponibilitatea emisiunii și a televiziunii și spuneți-ne sau spuneți-le ce vă stă pe suflet. Începem cu o inițiativă a USR Mangalia, stimați telespectatori, care a anunțat astăzi că a strâns 2000 de semnături, deși nici măcar nu era nevoie de atât de multe semnături, pentru ca pădurea Comorova să fie protejată, fiind trecută în domeniul public. Pădurea Comorova nu este în domeniul public în acest moment, aparține municipiului Mangalia și faptul că aparține municipiului Mangalia i-a tot dăunat și în continuare îi dăunează. Și iată, niște oameni vor să scape, să salveze ce se mai poate salva din această bucată de pădure care reprezintă un adevărat monument din punct de vedere al silviculturii. Se pare însă că acest monument încurcă pe foarte multă lume, întrucât oamenii vor să construiască acolo. USR Mangalia, deci, anunță într-un comunicat că a strâns 2000 de semnături. Vrea să scoată pădurea Comorova din proprietatea privată a municipiului Mangalia pentru a o introduce în domeniul public și, de asemenea, vrea să o declare ca fiind de uz și interes public local. Pentru a putea promova în Consiliul Local proiectul de salvare a cea mai rămas din pădurea Comorova, ultima suprafață compactă de arbori de pe malul românesc al Mării Negre, era nevoie de un număr de semnături echivalent cu 5% din registrul electoral al Mangaliei. USR Mangalia susține că din cauza actualului statut juridic al pădurii, bucăți semnificative din suprafața sa au fost vândute la prețuri de nimic și defrișate de noi proprietari pentru proiecte imobiliare. S-a tot discutat pe această temă în ultimii ani și s-a discutat degeaba, bineînțeles, pentru că proiectele imobiliare au continuat. Știți care este scuza celor care investesc sau a celor care susțin acest tip de investiții? Dom'le, zona trebuie să se dezvolte. Nu putem să rămânem subdezvoltați economic pentru că avem de protejat o pădure sau niște broaște sau eu știu ce altceva vă mai... La fel, să știți că este discuția sau a fost discuția și în Mamaia. Acum e deja tardiv să mai spui ceva. Când am avut acest tip de discuție cu cineva, mi-a spus același lucru. Nu putem să lăsăm Mamaia să rămână subdezvoltată pentru totdeauna. Acolo se fac investiții, se construiesc blocuri și e foarte bine că se face asta pentru că zona trebuie să crească economic, etc. Și vedem ce se întâmplă în Mamaia acum, o zonă care nu știu dacă a crescut economic, a crescut din punct de vedere al betoanelor cu siguranță, dar betoanele astea ajung să se sufoce pe ele însele, iar desigur oamenii care au nevoie de confort și au nevoie de relaxare și-au tălpășița de pe acolo. La fel probabil se va întâmpla sau ar fi putut se întâmple sau s-a întâmplat parțial și cu pădurea Comorova în numele dezvoltării. Locul ajunge să semene cu, probabil va ajunge să semene dacă nu se va întâmpla ca proiectul USR să ajungă realitate, va ajunge să semene cu Mamaia, într-un fel. Poate nu atât de grosolan, dar oricum cu dispariția acestei păduri. Dezastrul pentru pădurea Comorova a început din anul 2000, când ce mai rămăsese din suprafața de pădure a fost trecută din proprietate publică în proprietatea privată a municipiului Mangalia, ca ulterior în 2003 să se stabilească, citez, folosirea definitivă sau temporară a terenurilor forestiere în suprafață de 431 de hectare în alte scopuri decât silvice pentru extinderea intravilanului municipiului Mangalia. Ambele decizii au fost luate prin hotărâri ale Consiliului Local Mangalia. Apropo de felul în care se produc grozăvii în jurul nostru, nu știm că se întâmplă, nu suntem conștienți că se întâmplă și după ce, de exemplu, pădurea este rasă complet, ne scărpinăm și noi cetățenii în cap și spunem cum a fost posibil așa ceva. A fost posibil, iată cum, ăsta e mecanismul, se schimbă un articol din lege, se mai votează unul, după care are voie administratorul să facă ce vrea cu o arie protejată. E posibil? E posibil. Se întâmplă? Se întâmplă. Se poate remedia? Se pare că ar fi o șansă în această privință. Dumneavoastră, stimați telespectatori, ce părere aveți? Ar trebui să defrișăm tot și să scăpăm odată de ăștia care vor să ne țină pe loc și să nu ne lase să ne dezvoltăm și să construim și să se investească și să crească acolo blocuri și, mă rog, hoteluri și alte viluțe?
Sau ar trebui să ne protejăm aceste adevărate comori, iată, din punct de vedere al silviculturii, dar vorbim despre tot felul de alte situații asemănătoare. Eu, evident, trag înspre partea a doua. Spun, ar trebui să ne conservăm ce avem bun. Ar trebui să lăsăm și sălbăticia să dea farmec zonei noastre costiere, Marea Neagră, pentru că suntem prea, haide să o spunem, civilizați într-un mod prost, betoane până în buza apei. Probabil de asta unul dintre influencerii cunoscuți pe micul ecran și deveniți ulterior influenceri, spunea odată ajuns în Grecia, că aici tot arată că în anii 70 vorbea despre Grecia. Sigur că da, pentru că acolo nimeni nu și-a permis să construiască sălbatic, așa cum s-a întâmplat la noi, până în buza apei, pe nisip. Acolo sunt plajele lăsate de Dumnezeu ca atare pentru bucuria celor care vor să le viziteze, celor care vor să ajungă acolo. La noi nu se întâmplă așa, la noi totul trebuie betonat, civilizat cu forța, sălbatic, nivelat și adus la, mă rog, aspectul ăsta de aproape urban pe care îl vedem în cam toate stațiunile de pe malul Mării Negre. Dar, stimați telespectatori, vezi ceva mai bune pentru investitorii din Mamaia? Se pare că a fost plin în acest weekend. Sigur că în Mamaia se practică turismul de weekend, dar acum spunem bine că e și ăla, după ce am văzut Mamaia pustită în ultima vreme, bine că e și ăla, se practică turismul de weekend. În fond este simplu. Bucureștiul, care probabil livrează cei mai mulți turiști, este relativ aproape. Două ore și ceva cu mașina, sperând că nu sunt ambuteiaje. De ce să vii și să stai 7 zile la rând aici la Mamaia sau oriunde pe litoral, de fapt, când dai o fugă de la București și stai fix 3 zile, adică iei doar moțul de la brioșă, nu mănânci și restul brioșei, că poate nu-ți place. Bine că avem deși turismul de weekend, e bine și așa, și ne gândim că poate hotelierii și toți investitorii din Mamaia, mai ales, or fi învățat ceva din criza, mini-criza, semi-criza care i-a zguduit în ultima vreme. Poate că s-or mai fi trezit și ei un pic din visul de a-și lua un Porsche Macan la sfârșitul sezonului și s-or fi gândit că, domnule, dacă nu ne revenim un pic cu prețurile, cu atitudinea, s-ar putea să ne pierdem turiștii, după cum se poate bine vedea. Dar, cum ziceam, s-a reglat cel puțin weekendul ăsta situația, au venit turiștii, s-au bucurat de plaje, s-au bucurat de soare. Și desigur s-au bucurat și investitorii că probabil a mai venit și lor inima la loc, măcar în ultimul weekend din luna iulie. Pe această temă, colegii mei au pregătit un material pe care vă invit să-l urmărim împreună. Doi adulți am scris acasă, da? Camera dublă cu mic dejun inclus este la tariful de 1636 de lei pe sejur. Sigur. În agenții, telefoanele sună continuu. August e luna vacanței și pentru românii care lucrează în străinătate și pentru cei din țară. Bugetari și angajați la privat, români și străini, cu toții caută un loc pe plajă sub soarele verii. E o lună de vârf, condițiile sunt foarte bune în Mamaia, este ieftin, să nu se sperie lumea că prețurile au luat o raznă. E foarte frumos aici la noi. Vedeți că e foarte multă lume, nu știu de ce toată lumea spune că nu e lume la noi. E frumos, apă curată, vremea dacă e bună, eu cred că totul e bine. Am dansat, gimnastică, baie, piscină. Pe plajă, la orele prânzului, apia dacă mai găsești un loc liber. Cei mai mulți dintre turiști au venit încă de la primele ore ale dimineții ca să fie siguri că prind un șezlong. Vânzările au crescut cu 40%, susțin administratorii de plajă. Mâncarea mi se pare, da, cea mai scumpă. Acum depinde dacă ți-ai șezlong, dacă depinde ce vrei să faci, distracție pe apă sau... Fiecare e diferit. Și la unitățile de cazare din stațiunea Mamaia este forfotă. Mamaia se situează cam în zona de jos cu prețurile, pentru că are oferte speciale cu reduceri de până la 20%. 590 pe noapte? Pe noapte cu mic dejun. Undeva la 4.000, cam pe acolo, 3-4.000 de lei, cam acolo. Stațiunea Mamaia este ocupată aproape la capacitate maximă. Hotelierii sunt mulțumiți și speră ca măcar acum să reușească să-și mai recupereze din pierderile înregistrate de la începutul sezonului estival și până acum. Avem hotelul ocupat 95%. Marea majoritate au cazare cu mic dejun inclus, dar sunt și persoane care au și demipensiune, prânz sau cină. Practic, în acest moment, rata de ocupare este aproape de 100%. Iar pentru luna august e aceeași perspectivă, în sensul că până la 31 august hotelul este capacitat integral.
S-au terminat chiar și locurile la All Inclusive, unde tarifele sunt ceva mai mari. Media unui sejur pornește, să zic, de la între 5 și 7 nopți pe sejur, iar tarifele pornesc în funcție de regimul de masă. Ei preferă în principiu All Inclusive și atunci vorbim de tarife între 250 și 500 de euro. Tarifele la cazare pleacă în stațiunea Mamaia de la 250 de lei pe noapte, însă prețul poate crește în funcție de serviciile pe care și le dorește turistul, dar și a stelelor pe care le are hotelul. Prețurile pornesc de la 600 de lei pe noapte, cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Pentru o cameră standard, în cazul proprietății noastre care este de 3 stele, prețul pleacă de la 500 de lei pe noapte, pentru două persoane cu mic dejun inclus. Nici sudul nu duce lipsă de turiști, iar per total aproape 200.000 de oameni își petrec începutul de august pe litoralul românesc, spun agenții de turism. Bun, ne-a mai venit inima la loc, stimați telespectatori. Se pare că mai e o șansă pentru Mamaia. Iată, prețurile sunt măricele, dacă mă întreabă cineva, 500-600 pe noapte și cu All Inclusive. Știam că nu se prea practică tipul ăsta de turism la noi pe litoral, dar dacă îi cerere, probabil că vine și oferta. Bine că e lumea mulțumită, bine că hotelierii sunt mulțumiți, toată lumea e fericită și se anunță și o lună august plină. Ne bucurăm să aflăm asta, că ne-am speriat când am văzut cum bate vântul prin stațiunea Mamaia. Întrebarea mea este în continuare, ori fi învățat ceva investitorii din Mamaia despre semnalul pe care clienților li l-au transmis, pentru că a fost un semnal foarte dur. A fost, nimeni nu mai știa ce să facă, amintiți-vă, primarul Virgil Chițac nu știa cum să mai scadă prețul la parcare, hotelierii sau, mă rog, reprezentanții lor nu știau cum să se mai scuze sau cum să se acuze reciproc. Dar acum s-au mai liniștit și sperăm că această liniște e una de bun augur și nu o liniște care anunță alte, haideți să spunem așa, abuzuri. Bun, la un moment dat însă, s-a discutat despre faptul că litoralul nu are o presă prea bună, că nu s-a făcut promovare. Acum stau și mă întreb, cine trebuia să facă această promovare? Sunt asociații ale hotelierilor sau ale investitorilor de pe litoral care, în loc să facă promovare, probabil organizează mese rotunde, mă gândesc. De ce nu există promovare pentru litoral? De ce nu sunt evenimente organizate de aceste asociații care să atragă turiști? De ce așteaptă întotdeauna investitorii de la altcineva să le rezolve problema, în timp ce ei știu una și bună. Noi am băgat niște bani, trebuie să scoatem bani, restul faceți voi, nu știm cine sunt voi, administrația. De altfel, stimați telespectatori, dacă administrația locală a redus numărul orelor în care se plătește chiria pe locurile de parcare, asta este o problemă care devine a tuturor constanțenilor. Constanțenii, noi constanțenii, încasam din stațiunea Mamaia. Mă gândesc că printre puținele modalități de a încasa ceva de acolo, imaginându-mi doar evaziunea fiscală practicată. Așadar, în momentul în care administrația constrânsă spune ok, reducem numărul orelor în care se încasează această taxă de parcare, atunci noi constanțenii trebuie să devenim atenți, pentru că spunem bun, adică îi ajutăm pe... Pe cine ajutăm de fapt aici în toată povestea asta? Poate că și prețul era foarte mare, da, 96 de lei pe zi, dar să nu uităm această chestiune importantă. Primăria le-a oferit hotelierilor posibilitatea de a închiria un loc cu 500 de lei pe lună, astfel încât să-l poată difuza ulterior către turiștii care vin la ei. Hotelierii n-au vrut să dea banii ăștia, în schimb au preferat să facă tapaj pe această temă și să arate în stânga și în dreapta cu degetul. Sunt niște jocuri ceva mai perverse decât se văd la prima vedere. Sigur că e ușor să arătăm cu degetul spre primărie. Primăria a reacționat ce era să facă, numai că, așa cum spuneam, situația este ceva mai complicată. Și dacă tot se strânge sau se strângea, nu știu dacă se mai întâmplă acea taxă de promovare a litoralului. Unde e promovarea despre care vorbim? De ce nu vedem în presa din țară, nu aici în Constanța, niște articole elogioase, dar pe bune să fie, nu minciuni, despre Cutare Hotel, care iată ce condiții extraordinare propune. Își ară în fiecare zi nisipul de pe plajă și are cel mai fin și cel mai mătăsos nisip. Face mici fără bicarbonat sau nu știu, cu bicarbonat. Face chestii. A adus o figurină gonflabilă. Copiii pot să-și facă fotografii. De ce nu sunt astfel de articole în presa din țară, în presa din Ardeal, în presa din Moldova, în presa bucureșteană, chiar astfel încât turiștii să zică, ia uite domnule, ce e pe litoral acolo, merită să cheltuim 4.000-5.000 de lei pe un sejur de câteva zile ca să se distreze și ăsta micu. Se pare însă că aici la noi toată lumea
s-a specializat în a arăta cu degetul și chiar cei direct implicați și care au primii de suferit dacă nu vin turiști, nu sunt capabili să se organizeze și să facă asta. În rest, gălăgie cât cuprinde, dar numai ca să arate în altă direcție, să nu spună despre ei înșiși, domnule, poate că și noi nu suntem organizați bine, nu avem inițiative, nu avem inteligență managerială, poate că nici noi nu facem chiar tot ce ar trebui să facem și stăm cu mâinile în sân sau în buzunare, așteptând să vină să pice guguștiucii, dar pe care nu-i mai atrage nimic pe aici. Nu e vorba doar despre locurile de parcare, este o situație mult mai complexă. Între timp, stimați telespectatori, ca să nu dăm prea mult discuția înspre Mamaia, ne bucurăm și pentru restul stațiunilor din sud și aflăm că astăzi dimineața a fost trafic aglomerat spre sudul litoralului. Traficul rutier aglomerat pe drumurile naționale din sudul litoralului, în județul Constanța, pe ambele sensuri de mers, polițiștii au recomandat și mai recomandă folosirea de rute alternative. Polițiștii din cadrul serviciului rutier sunt prezenți în principale intersecții care ridică probleme, respectiv stațiunea Eforie Nord, intrare și ieșire, și DN39, DN38, intersecția Agigea-Techirghiol, pentru asigurarea fluenței traficului rutier și prevenirea formării de ambuteiaje, a precizat IPJ Constanța. Pentru evitarea aglomerației de pe DN39 Mangalia Constanța, conducătorii auto care se deplasează de pe litoral către autostradă sunt rugați de polițiști să ia în calcul următoarea rută alternativă: Mangalia, Negruvodă, Topraisar, Meren, Ciocârlia, Valea Dacilor, Megidia. De asemenea, polițiștii le recomandă șoferilor care se deplasează dinspre autostradă către sudul litoralului să meargă de la A2 autostradă Megidia, Valea Dacilor, Ciocârlia, Meren, Topraisar, Negruvodă, Mangalia și, desigur, sfaturile obișnuite. Dar noi ne bucurăm pentru că, iată, este trafic intens. E clar că cetățenii turiști vin pe malul mării, vor să se distreze, se înghesuie pe litoral, cheltuie pe litoral. Nu știu dacă pentru administrații, dacă vin ceva bani și înspre binele comun, să spunem, dar e bine că vine lumea, e bine că lumea cheltuie și că ne vedem și noi cumva în centrul lumii, măcar pentru o lună și jumătate dintr-un an. Stimați telespectatori, în intenția de a mă documenta din punct de vedere jurnalistic, am fost aseară într-o scurtă excursie în Eforie Sud, după ce cu o seară înainte am fost în Eforie Nord, și pot să vă spun cu mâna pe inimă că este o aglomerație teribilă, dar nu neplăcută. Față de Eforie Nord, unde manelele urlă de la fiecare terasă într-o competiție absolut fără noimă, dar unde oamenii, desigur, se plimbă ca hipnotizați de la un chioșc la altul, în Eforie Sud am remarcat faptul că nu se aude gălăgie. Acolo unde e pusă muzică, e pusă mai încet, adică este o liniște binecuvântată în această micuță stațiune care a căpătat o față nouă. Dacă n-ați mai fost de mult în Eforie Nord și în Eforie Sud, mergeți de curiozitate să vedeți ce se întâmplă acolo. Am văzut oameni liniștiți, oameni mulțumiți, oameni care se plimbau, oameni care desigur consumau, oameni bine așezați. Întâmplarea face că atunci când am ajuns eu personal acolo, în scop de documentare, cum vă spuneam, la aproximativ ora 20 și câteva minute, imediat ce am coborât din mașină și am mers pe faleză, o bubuitură teribilă și o coloană neagră de fum s-au văzut în largul mării. Bineînțeles că toată lumea a sesizat această bubuitură, toată lumea s-a dus pe faleză să vadă ce se întâmplă, să fotografieze, să filmeze și am aflat, stimați telespectatori, și ce s-a întâmplat. Nu-i motiv de panică, dar ar putea să fie. Și mă întreb, dar mai bine mă întreb după ce vedem împreună următorul material. Mă întreb, vedem după aceea. Mina periculoasă a fost zărită duminică seară de o structură a gărzii de coastă la 2 mile marine travers de stațiunea Eforie, mai exact la 4 km în largul mării. Dispozitivul exploziv cântărea 170 de kg și avea o încărcătură de peste 20 de kg de dinamită. O echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsarea și distrugerea minelor a ajuns la fața locului cu două nave militare rapide. Scafandrii militari au ajuns la fața locului într-un timp foarte scurt. Au constatat că mina era
activă, au montat explozibil pe mină și apoi au distrus-o prin explozie comandată de la distanță. Specialiștii au constatat că era o mină marină de tip IAM, periculoasă pentru siguranța navigației în apele române. Scafandrii militari au transportat-o într-un raion de siguranță și la ora 20:10 au distrus-o prin explozie. S-a auzit o bubuitură asurzitoare, spun martorii de pe țărm. A fost o încununare cu succes a tuturor antrenamentelor pe care noi le executăm în fiecare zi. A fost o misiune foarte periculoasă, dar respectând procedurile pe care noi le avem în acest moment, am reușit să îndepărtăm acel pericol. Aceasta este a doua mină marină care provine din zona de nord a Mării Negre, dinspre portul ucrainean Odessa, distrusă de scafandrii români. Prima a fost neutralizată pe 28 martie la 70 de kilometri travers de capul Midia. Vasile Dâncu, ministrul apărării, a explicat ulterior că mina găsită venea din barajul de la Odessa și că de la începutul războiului din Ucraina s-a minat masiv, cel puțin în zona malului ucrainean. Felicitări scafandrilor care au reușit să demineze, să dezamorseze această mină și, desigur, nu putem să nu ne întrebăm ce părere au marii exportatori de cereale din portul Constanța, care, sunt sigur, se întreabă în fiecare zi dacă nu cumva există astfel de mine rătăcite în Marea Neagră, aici, aproape de noi, aproape de port. Și mă întreb dacă nu cumva din acest moment vor crește foarte mult asigurările pentru vasele care fac exportul de grâne din portul Constanța. Mă întreb deci dacă nu cumva mari armatori în acest moment se gândesc serios pe unde să-și ducă navele astfel încât să fie în siguranță. Este o chestiune care nu ține doar de turism, stimați telespectatori. Sigur că și turiștii, când află că o mină a fost identificată la vreo 3 km de țărm, își pun semne de întrebare, dar mai puțin turiștii, zic eu, și mai mult armatorii, care au în vedere, desigur, să-și conserve navele, să nu dea peste vreo mină și să se scufunde și să fie vreo nenorocire. Sunt niște semnale de foarte mare importanță care, sper, nu vor afecta într-un mod prea categoric exportul sau, mă rog, traficul de vapoare, de grâne în special, aici în portul Constanța și în bazinul portului Constanța. Bun, stimați telespectatori, rămânem în județul Constanța, de data asta cu niște scene care sunt între comic și tragic, cumva, niște scene care au făcut în conjurul internetului și care au ajuns, desigur, și la noi, cum altfel. E vorba despre niște gropari care și-au făcut din groapă o piscină. Și acolo ei s-au filmat. Haideți să-i vedem împreună. Mare, 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 mare căldură. E mare, 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 mare căldură. Și uite, ta, sunt la mare, că e mare căldură. Căldură mare, mon cher. Dacă ai ceva fresh pe la tine, dă și tu share. Oricum o ard în high, fiindcă suntem on air. Vara asta simt că necăldura la topi pe air. Așa că știi că eu nu mă joc, dacă-mi intru repede în joc. Noi punem focul pe baie, noi nu punem paia pe foc. Și oricum oriunde, da-la-la-la, dăm cu pace, pa-pa-pa. Cei trei tineri au fost localizați ca fiind din comuna Mircea Vodă, dar acum nu știu dacă ar trebui să fim chiar indignați, stimați telespectatori, mai ales că mulți dintre noi ne mândrim cu faptul că avem strămoși, moși și strămoși daci, care își râdeau de moarte. Mă gândesc că în aceeași cheie comică ar trebui văzute scenele de mai devreme cu tinerii care înfruntă nu doar căldura toridă, ci chiar și teama de moarte, scăldându-se într-o piscină improvizată, ferească Dumnezeu de apa pe care am văzut-o acolo cu noroi, și distrându-se în felul ăsta. Așadar, cred, reacțiile prea supărate ar trebui să fie mai degrabă relaxate. Nu știu dacă putem vorbi despre imagini sinistre, așa cum s-a spus, pur și simplu este distracția unor băieți de la țară care atât pot, atât știu și care manifestă un simț al umorului la un nivel destul de fără pretenții. Dar tot simț al umorului este. Așadar, poate că n-ar trebui să ne indignăm, deci o spun prea tare. Bun, stimați telespectatori, așadar am trecut prin Constanța, prin toate tipurile de subiecte, dar să știți că nu le-am epuizat încă, mai avem câte ceva de spus și sunt, aș spune eu, chiar vești bune. Iată,
De la Primăria Constanța aflăm, vor fi noi finanțări pentru proiecte sportive, sociale și de tineret. Primăria Constanța a lansat noi sesiuni de selecție de proiecte non-profit de interes general din domeniile sportiv, social și tineret. E vorba despre fonduri financiare nerambursabile în anul 2022. Este vorba despre 1.200.000 de lei, iar cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect este de 200.000 de lei. Pentru susținerea proiectelor non-profit de interes general din domeniul social se alocă 100.000 de lei, maximum 50.000 de lei pentru un proiect, iar pentru cele de tineret sunt disponibili 400.000 de lei cu un cuantum maxim de finanțare pentru un proiect de 200.000 de lei. Așadar, probabil vom mai vedea în Constanța manifestări pentru tineret, iată, sau sociale, și avem nevoie de astfel de manifestări. De altfel, este în acest moment o aproape efervescență și culturală, vezi SIZ, vezi și concertele programate, Ban Piața Ovidiu, Ban Împrejurim, vezi și concertul Symphony care se pregătește și pentru piațeta cazinoului, dar și pentru parcul primăriei. Așadar, se întâmplă lucruri de care constanțenii ar trebui să profite din plin, pentru că alminteri vine, nu-i așa, iarna și ne plângem că aici în Constanța nu se întâmplă nimic. Dar avem speranța că cel puțin în ce privește teatrul se vor întâmpla lucruri, după cum probabil se vor întâmpla și în ce privește revista de cultură Tomis, stimați telespectatori. Dar cam atât despre Constanța. Desigur vă aștept și pe dumneavoastră cu telefoane pentru a semnala eventuale probleme, pentru a pune eventuale probleme și pentru a discuta desigur despre ele. Sunt chestiuni care ne deranjează teribil aici în Constanța, dar cum am spus de atâtea ori, așteptăm ca ele, chestiunile, să se rezolve într-un mod rațional și logic, astfel încât să spunem și noi, într-un interval de timp rezonabil, nu știu ce înseamnă asta, domnule, haide că a fost greu, dar în sfârșit vedem lucrurile așezate. Deocamdată se sapă și pe Bulevardul Ferdinand, se refac trotuarele sau cel puțin intră în faza de reparații trotuarele, ceea ce e foarte frumos. În kilometru 5, după podul de la Dorali și înainte de podul de la Dorali și după spre ieșire, trotuarele par să fie așezate în așteptarea dalelor. Sunt foarte curios cum vor arăta la acel moment, însă se pare mai avem de așteptat până atunci. Stimați telespectatori, luăm o foarte scurtă pauză, revenim repede cu alte subiecte, desigur fierbinți, imediat. Stimați telespectatori, 1 august a venit cu vești nu neapărat bune pentru angajații din România și pentru mediul de afaceri în general. Adică guvernul a venit cu un nou cod fiscal prin care a crescut taxe, accize, etc., sperând să aducă la bugetul de stat niște miliarde bune. Ce se va întâmpla cu banii ăștia rămâne de văzut. Gurile rele spun că se vor duce la câteva companii, mari companii, care vor primi un ajutor de la stat, adică se colectează de la săraci și se dă la bogați, așa cum se întâmplă în vremuri de criză, pe care noi le trăim acum. Mai precis, stimați telespectatori, cresc accizele la tutun și băuturi alcoolice, dar și impozitele pe venituri din jocuri de noroc. Sunt modificări în ceea ce privește raportarea la salariu minim, a contribuțiilor sociale pentru contractele part-time și facilitățile acordate pentru sectorul construcțiilor. Modificările privind facilitățile fiscale aplicabile angajaților din construcție, agricultură și sector alimentar, începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2022, scade plafonul pentru care se aplică facilitățile fiscale de la 30.000 la 10.000 de lei. Bun, venituri din jocuri și câștiguri din jocuri de noroc, taxe și accize speciale, creșterea prețurilor de consum se va aplica și în cazul tutunului, tutunului fiind tăiat destinat rulări în țigarete și altele din aceeași categorie. Se crește acciza la țigarete. Începând cu 1 august 2022 vor crește accizele atât în cazul alcoolului cât și al băuturilor alcoolice și mai reținem că nivelul accizelor se va diminua pentru următoarele categorii de produse. Asta este pentru perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022. Pentru această perioadă se aplică aceste reduceri de accize la anumite produse. Care sunt produsele? Iată. Benzină, motorină, păcură, GPL, gaz natural și electricitate, petrol lampant, precum și cărbune și cox. Așadar, stimați telespectatori, într-un fel sau altul, facilitățile fiscale pe care le aveau anumite domenii sunt reduse și se va plăti mai mult. Adică guvernul, cum spuneam, se așteaptă să colecteze niște bani frumoși la bugetul de stat, bani pe care ia, desigur, de la
toată lumea. Fumați, beți, un vinuț, o țuiculiță. Nu, țuiculița nu se încadrează, aveți grijă că s-a confiscat de curând o cantitate impresionantă prin Tulcea, vreo 7 tone. Așadar, aveți grijă pentru că veți plăti ceva mai mult. Unde se vor duce banii? Cum spuneam, stimați telespectatori. Desigur, mediul de afaceri din România a avut și el reacțiile lui. Niște reacții, bineînțeles, nemulțumite. Iată, 60% dintre IMM-uri vor concedia angajații part-time din cauza supraimpozitării. Mediul de afaceri se arată încurcat de noile schimbări fiscale aduse de guvern privind supraimpozitarea contractelor part-time și de scăderea plafonului pentru micro-întreprinderi, numeroase firme spunând într-un sondaj că vor recurge la concedieri ale angajaților cu normă parțială. Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România a realizat în perioada 25-28 iulie 2022 o consultare sub forma unui sondaj derulat prin intermediul Google Forms, la care au participat 1179 de respondenți din toate cele patru categorii de întreprinderi care formează sectorul IMM-urilor. La întrebarea privind măsura în care au fost afectați de schimbarea regimului fiscal al micro-întreprinderilor prin reducerea plafonului de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, aproape 36% au indicat în mare măsură, 27% în mică măsură, în timp ce o pondere de 37,4% dintre cei chestionați au declarat că nu au fost afectați. Așadar, astea sunt reacțiile din mediul de afaceri. În contextul actual, respondenții consideră că guvernul ar trebui să adopte următoarele măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat. Reducerea cheltuielilor bugetare prin diminuarea aparatului bugetar, au spus 87,40%. Păi sigur că da, dacă actuala administrație a încărcat norma cu vreo 17.000 de angajați, ce părere aveți? Păi aia trebuie să mănânce, ori fi competenți, ori face treabă, habar n-avem, poate, nu știm, nu credem, poate, dar ăia sunt guri de hrănit. Păi de unde să ia guvernul bani? De unde să-i scoată? De unde să aibă bani de tichete de vacanță, printre altele, nu știu, și alte cheltuieli mai mult sau mai puțin justificate. Păi de unde? De la ăștia cu micro-întreprinderi, de la investitorii privați, de la angajații part-time, etc. Eliminarea pensiilor speciale, au spus 76,60%, creșterea eficienței colectării prin digitalizarea ANAF 70,70%, reducerea evaziunii fiscale 75%, realizarea de investiții publice în economia reală 68%, așadar, mediul de afaceri a spus că astea ar trebui să fie măsurile care să ajute bugetul de stat. Numai că, după cum vedem, bugetul de stat sau construcția bugetului de stat nu stă în puterea întreprinzătorilor, stă în puterea unor oameni care n-au muncit niciodată în privat sau nu știu ce e aia competiție, au fost angajați la stat de mici până s-au făcut mari, până au ieșit la pensie foarte devreme și după aceea, desigur, au început să gândească și măsuri. Ce să facem? Este o mare problemă și nu știm cum vom scăpa de această problemă. Stimați telespectatori, o exclusivitate pe g4media.ro ne descrie cum a scăpat fostul ministru Chesnoiu de la PSD de un dosar penal după ce acum 9 ani a produs un accident de circulație și a fost recalculat alcoolemia pe baza propriilor declarații. Vă dați seama cum poate funcționa treaba în România? Omul a dat o declarație și a spus n-am băut decât un părel. Și pe baza declarației s-a constatat, doar pe baza declarației s-a constatat că, domnule, alcoolemia e mică, n-are cum să fie mare. Omul a declarat că a băut un părel. Deputatul PSD Adrian Chesnoiu, până recent ministru al Agriculturii, a scăpat în 2014 de un dosar penal în care era cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului și rănirea într-un accident de circulație a 3 persoane, una având nevoie de aproape 40 de zile de îngrijiri medicale, conform unei ordonanțe de clasare a parchetului de pe lângă judecătoria Caracal din 2014, informație comunicată oficial g4media.ro. Potrivit unui procuror, clasarea este suspectă, întrucât în 90% din cazurile de recalculare a alcoolemiei, pe baza declarațiilor celui implicat, nu se acceptă ca probă la dosar. Testele de sânge de după incident au arătat că Adrian Chesnoiu avea o alcoolemie de peste 0,80 la mie, ceea ce reprezintă o infracțiune. Fost polițist, Chesnoiu nu a mai fost trimis în judecată, după ce la parchet a fost depusă o expertiză medico-legală
care indica faptul că la momentul coliziunii Chesnoiu ar fi putut avea o alcoolemie între 0,40 și 0,65 la mie, adică sub limita penală de 0,80. Procurorul de caz, invocând dubiul situației care este în favoarea făptuitorului, a clasat dosarul. Aceste expertize se fac exclusiv pe baza declarațiilor persoanei învinuite. În peste 90% din cazuri, colegii mei, spune procurorul, nu acceptă aceste declarații pentru că nu sunt probe la dosar. În această perioadă, Chesnoiu este pus sub acuzare în alt dosar, fiind învinuit de DNA pentru trucarea unor concursuri de angajare în perioada cât a fost ministru al agriculturii, post din care și-a dat demisia după demararea cercetărilor. Când a avut loc accidentul în 2014, Chesnoiu avea 31 de ani și era director de cabinet la unul dintre secretarii de stat din Ministerul Agriculturii. Până în august 2011 fusese polițist, inclusiv la așa zisa direcție 2 și un sfert din Ministerul de Interne, care se ocupa cu depistarea cazurilor de corupție din sistem. Așadar, stimați telespectatori, asta este modalitatea prin care se spală oamenii importanți, chiar dacă la momentul ăla necunoscuți, după aia devine și cunoscut oamenii importanți din țară. În 11 august 2020, Chesnoiu a scris pe contul său de Facebook că nu sunt criminal, nu am omorât niciun om, nici cu mașina, nici fără mașină. Am fost implicat într-un accident rutier cu o căruță nesemnalizată. Valorile etilice din sânge au fost sub limita de infracțiune. 3 victime rănite ușor, care nu au depus plângere pentru vătămare corporală. Am primit amendă ca orice persoană care greșește. Întrebat că a răspuns la un comentariu de la această postare, politicianul a completat: cum am luptat întotdeauna pentru adevăr, acesta trebuie spus indiferent cât e de dureros. Ce frumos, ce romantic, ce drăguț, ca într-un film de James Cameron. Dar, din păcate, aici nu este niciun film. Nu a fost însă nici crimă, nici infracțiune, nici nimic altceva. Am învățat din greșeala mea, etc., etc., etc. Oameni care ne conduc, stimați telespectatori, oameni care trebuie să aibă ei în dosarul lor acolo niște vulnerabilități ca să urce, ca să crească. Dacă nu sunt vulnerabil, cred că nu-i bagă nimeni în seamă, pentru că dacă nu ești vulnerabil, nu ești controlabil, nu-i așa? Și dacă ești vulnerabil și ești controlabil, te califici, ești bun, mergi, îl duce capul, poate, nu contează, nu trebuie. Arată ca și cum ar fi în regulă. Da, arată bine, da, e suficient. Deși dacă ne întoarcem la un fost ministru al justiției care era poreclit Gargamel, vedem că nici măcar înfățișarea nu este neapărat un mare criteriu. Bun, stimați telespectatori, să rămânem la faptele de vitejie ale românilor noștri, care revoluționează inclusiv piața pizzei în Italia. Vă dați seama, un român care în Italia vinde o pizza cu 99 de euro, trebuie să fie un român tare inventiv, pe care îl aplaudăm de la distanță. Cum a reușit el această uluitoare performanță? Cum să îi le vinzi castraveți grădinarilor? Cum să faci tu o pizza la această categorie super grea în Italia, unde pizza este, ce, mâncare națională, e prea puțin spus. În Lido di Jesolo, lângă Veneția, există un restaurant unde se poate savura aur pur de 24 de carate la prânz și cine relatează Corriere de la Sera. Este pizza produsă de un român. Pizza Mimi la Regina, 24 de carate, de la restaurantul Da Robert, este făcută cu mozzarella, sos de roșii, 200 de grame de burrata di bufala, frunze de busuioc și fulgi de aur 100% comestibile și costă 99 de euro. Clientul trăiește un moment de glorie, explică Robert Nedea, proprietarul restaurantului. Numele ăsta ne este cunoscut. Aurul este singurul metal comestibil pur și a fost întotdeauna un simbol al puterii. Chiar și mâncatul ei, al aurului, mă rog, te face să te simți puternic, puternic, completează el. Ideea de a face pizza cu aur a fost sugerată lui Robert de către fiul său, Alessandro, care nu știu cât o fi stat prin România, dar noi știm că aici avem un adevărat cult al aurului, nu chiar toți, dar o anumită categorie de români are un adevărat cult al aurului. Dacă ai aur pe tine, ești bun. Dacă ai aur în sticla de șampanie, ești bun. Dacă ai aur și în pizza, nu mai spun în cartofii fierți, ești maxim. În restaurantele din Dubai, presară friturile cu aur și le vând cu 1.000 de dolari. Ar trebui să facem asta și cu pizza, i-a recomandat fiul lui.
Robert a luat foarte în serios ideea și rezultatele se văd. Între 4 și 5 clienți pe săptămână comandă pizza de 99 de euro și eu mă întreb dacă acei clienți sunt italieni sau sunt conaționali, care desigur se simt ca niște campioni, mai ales că atunci când comandă o astfel de pizza, cântă We Are The Champions al lui Queen, astfel încât presupun că te simți realmente puternic, te simți realmente adevărat, bărbat adevărat. Săptămâna trecută am vândut 5 într-o singură seară, de obicei sunt turiști străini, dar și oameni de afaceri locali și tineri care vor să exagereze. Cei care cumpără pizza cu aur o fac pentru a impresiona pe cei de la masă sau pe chelnerițele noastre, lăsând un bacșiș de minim 25 de euro. De asemenea, ei comandă de obicei și o sticlă de șampanie. Dacă clienții acceptă, anunțăm întregul restaurant că au comandat-o, spune românul. Este fix ce se întâmplă pe la cluburile din nordul stațiunii Mamaia, acolo unde se strigă în gura mare că X a comandat o șampanie cu aur. Dar este o lume, stimați spectatori, care unora dintre noi ne este destul de străină, dacă nu cumva complet străină. Eu mă număr printre cei care n-a gustat astfel de rafinament și mă bucur, dar este o lume și e bine că este și ne bucurăm că este și e bine că este la ea acolo. Iată, exportăm inspirație inclusiv în Italia, stimați spectatori. Bun, haideți să trecem la vești mai puțin bune. 35% aflăm din suprafața arabilă a județului Vrancea e afectată de secetă. Fermierii spun că nu s-au mai întâlnit cu asta în ultimii 35 de ani. Culturile de rapiță și grâu au fost afectate în proporție de 75%, iar la grâu și floarea soarelui s-a pierdut chiar 100%. Pierderile sunt colosale, se anunță. Potrivit unui raport întocmit la nivelul Direcției Agricole Vrancea, din cele 150.000 de hectare de teren arabil, suprafața totală afectată de secetă la acest moment este de 53.000 de hectare, dintre care 30.000 de hectare sunt culturi însămânțate în toamna lui 2021. Cel mai afectat este grâul, fermierii raportând la această dată 23.962 de hectare compromise, apoi cultura de porumb, apoi floarea soarelui, orzul, rapița, lucerna, așadar nenorocire, putem să spunem, iată, în Vrancea și sunt sigur nu doar acolo, de aici, de acolo provin datele, dar situația este destul de nefericită în toată țara. În același timp însă știm că ar trebui să existe o grijă ceva mai susținută la irigații. Noi ne plângem în România și iată fermierii strigă, își strigă disperarea și îl vedem și pe ministrul agriculturii Petre Daia luând, ca să-l citesc, ciocălăul în mână ca să vadă dacă e cald. A fost o scenă cu el, o scenă suprarealistă cu care de altfel domnul ministru Petre Daia ne-a obișnuit. La noi în continuare agricultura e pe bază de Dumnezeu, e rău, e bine, spuneți dumneavoastră, trebuie să se roage preoții în al preasfințitul, preoții ca să plouă. Și desigur mă gândesc că sunt și zone unde se iese chiar cu caloianul, adică pe bază de, să spunem, Dumnezeu sau alte credințe mai mult sau mai puțin populare. Așa funcționează agricultura. Dar, stimați telespectatori, sunt zone în această lume, vezi Israelul, de unde noi importăm o grămadă de legume și de fructe, unde este deșert în toată regula, dar acolo se practică o irigație foarte precisă. Picătura merge exact unde trebuie, sapa a încercat și la noi. De ce nu suntem și noi în stare, nu știu, disponibili să facem acest tip de investiție, dacă tot vorbim despre deșertificare? Să luăm exemplu chiar de la aia care reușesc să prolifereze și să aibă afaceri mănoase în plin deșert. De ce nu învățăm de acolo? Ne plângem și ne rugăm la Dumnezeu și ieșim cu caloianul. Prea puțin. De ce nu sunt agricultori în momentul ăsta la guvern cu tractoarele și cu bălegarele să facă așa cum fac fermierii olandezi, de exemplu, ca să atragă atenția. Dom'le, nu mai putem. Am încercat, ne chinuim, agonizăm de ani încoace, mai vine peste noi și urgia asta numită secetă și uite ce pățim. Haideți, faceți ceva să rezolvăm situația. Nu se întâmplă asta. Dar auzim aceste știri că, dom'le, nu-i bine, se duce chiar aproape 100% din recoltă. Mare păcat de munca aceea, mare păcat de investiție, mare păcat că putea să fie mai bine și nu este. De ce nu este? Păi pe cine să întrebăm? Am avut atâția miniștri ai agriculturii în perioada post-decembristă, ăștia trebuie luați la întrebări. Dom'le, de ce nu faceți ce trebuie făcut până la urmă? De ce nu
acționați, măcar acum în al 12-lea ceas. Bun, stimați telespectatori, între timp o veste, hai să sperăm că e o veste care nu e rea, că adică, era să spun inculpatul, pacientul se simte bine, vorba despre Marcel Ciolacu, care are sărăcuțul COVID-19 și este în izolare și a anulat întâlnirea pe care ar fi urmat să o aibă cu Maia Sandu. Conform unor surse social-democrate, liderul PSD se testează periodic, având în vedere întâlnirile oficiale pe care le are, și a făcut vineri dimineață test COVID, care a ieșit pozitiv. Și asta ne interesa, domnul Marcel Ciolacu n-are simptome, se simte bine și va sta în izolare câteva zile, respectiv 5 zile. Bun, ne bucurăm că se simte bine. Problema COVID reapare în România și chiar suntem anunțați, Alexandru Rafila ne spune că pe la jumătatea lunii august se va stabiliza numărul de cazuri și că e posibil un val 7 la finalul anului, dar să nu speriem lumea. Nici nu ne speriem, desigur, când auzim asta, dar e de luat în calcul. Sunt sigur că și dumneavoastră, stimați telespectatori, ați auzit în jurul dumneavoastră foarte multe cazuri de COVID. Cele mai multe dintre ele fără simptome, ceea ce este foarte bine și ne bucură și așa să sperăm că va fi pentru toată lumea tot timpul, dar suntem atenți la acest subiect care este unul foarte, foarte important. Și la final de emisiune, stimați telespectatori, deși erau atâtea de discutat, haideți să vedem împreună un material care anunță o acțiune importantă de prevenire a cancerului la sân în județele Constanța și Tulcea. Trebuie făcut acest screening, cum se numește. Luați în serios informația doamnelor, mai ales doamnelor, și programați-vă, interesați-vă, faceți ce-i de făcut. Eu vă spun seară frumoasă, dar rămânem cu materialul. Seară bună! Dublă citire, imagine vor fi transmise pe suport electronic. Sunt patru incidențe standard, două față, două laterale, pentru a prinde și axila. Daniela are 52 de ani și niciodată nu și-a mai făcut o radiografie mamară de teama de a nu primi o veste proastă. Luni însă, aceasta și-a făcut curaj și a venit la consultație. A aflat de această caravană de pe rețelele de socializare și spune că este un lucru bun pentru femeile de peste 50 de ani. Și asta pentru că astfel acestea pot afla dacă au sau nu cancer de sân. E foarte interesantă, putem preveni o boală a sânului, putem ști mai multe și cum se întâmplă. Ne-a spus că începând cu ora 9, aici ne putem prezentat pentru o mamografie. N-am mai făcut decât eco anual. Cum de v-ați gândit să veniți? Da, am zis că e o bună inițiativă și mi-am înfrânt emoțiile și am zis să vin. Cancerul de sân este o boală din ce în ce mai frecventă și este vital să fie descoperit la dimensiuni mici, până în 14-15 mm, pentru că atunci are șanse să fie vindecat. De asemenea, în cazul în care femeile care au fost consultate prezintă semne ale cancerului de sân, ele sunt examinate de mai mulți doctori. Femeia beneficiază de tratament chirurgical sau medical. Deci după ce noi facem mamografia care este citită, are două dublă citire, apoi dacă este un rezultat pozitiv, femeia este chemată la investigații suplimentare și atunci vrem ca în perioada de vară să mergem în regiunile cât mai depărtate, iar în iarnă mergem la noi în nord-est. Ne dorim să screenuim cât mai multe femei, ne dorim ca să vină cât mai multe la unitatea noastră mobilă. Mamografia constă într-o examinare radiologică specială a sânului care ajută la detectarea modificărilor la nivelul structurii acestuia. Sunt foarte puține aparate în țară, mamografe 3D care pot să facă screening și foarte mulți prestatori de servicii, cum spunem noi, și care se află în contract cu casa de asigurări, nu le fac în contract cu casa pentru că sunt destul de prost plătite ca serviciu medical. Și atunci mamografia de obicei se găsește în mediul privat și sunt multe femei care nu ajung în mediul privat, nu au bani și femeile din mediul rural chiar nu ajung aproape deloc. Caravana care a sosit luni la Constanța a fost amplasată în zona farului genovez, care se află pe faleza cazinoului. 50 de femei au fost investigate gratuit într-o singură zi. Știți foarte bine că prevenția salvează bani, salvează suferință și, bineînțeles, salvează vieți într-un final. Și atunci, chiar dacă acest proiect nu se adresează în mod special orașului Constanța, ci mai mult județului Constanța, promovarea pe care cei de la din acest program o fac prin intermediul nostru este mai mult decât binevenit.
oferită. Bineînțeles, cu sprijinul Spitalului Județean și al altor unități, acest obiectiv să fie atins, cel puțin în partea aceasta de țară. În cadrul campaniei se urmărește testarea 30.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani din regiunile de nord-est și sud-est ale țării. În România, 80% dintre cancerele de sân sunt diagnosticate în faza avansată.